Un studiu efectuat de cercetători a analizat impactul a peste 5800 de alimente asupra longevității, iar unul dintre ele se pare că prelungește viața cu 15 minute, orezul cu fasolea. Acest mix este deloc unul costisitor și plin de nutrienți. Orezul și fasolea sunt două produse alimentare de bază comune care aduc beneficii pentru sănătate. De asemenea, ele reprezintă o categorie de feluri de mâncare din multe culturi din întreaga lume, prin care alimentele de bază ale orezului și fasolei sunt combinate într-un fel. Multe dintre rețetele care conțin acest amestec provin din China, Peru, Mexic și culturile africane și latine. O singură cană de orez cu fasole conține 12 grame de proteine, 10 grame de fibre și o mulțime de vitamine și minerale esențiale recomandate de Departamentul Agriculturii din Statele Unite ale Americii, inclusiv vitamina B6, vitamina E, fosfor, calciu, magneziu și potasiu. În general, orezul și fasolea sunt o sursă ieftină de proteine, fiind în fruntea listei pentru cea mai ieftină mâncare de gătit acasă. Atât orezul brun cât și cel alb este scăzut în aminoacidul esențial lizină, iar ridicat în aminoacidul esențial metionină. Fasolea este opusă, bogată în lizină, dar săracă în metionină. Combinate, ele vă permit să obțineți suficient din fiecare, precum și restul de 7 aminoacizi esențiali, formând o proteină completă. Cu toate acestea, nu tot orezul este la fel. Orezul integral din cereale, utilizat în mod tradițional în bucătăria africană și latinoamericană, conține antioxidanți importanți, inclusiv vitaminele B esențiale, calciul și fierul, spre deosebire de orezul alb, care este deposedat de multe dintre substanțele sale nutritive prin prelucrare. Pentru a găti orez cu fasole este de preferat să folosiți orezul cu bob lung datorită texturii sale ușoare și uscate. Boabele scurte sau medii, care au tendința de a se aduna împreună atunci când sunt gătite, sunt mai potrivite pentru mâncărurile de tip sushi și risotto. Din punct de vedere nutrițional, atât fasolea uscată cât și cea conservată sunt la fel de bogate în vitamine și nutrienți. Cu toate acestea, există câteva diferențe de luat în considerare, inclusiv timpul de pregătire și conținutul de sare. Deși conservele de fasole costă mai mult, confortul lor este atractiv, deoarece fasolea uscată necesită adesea mult timp pentru a se înmuia. Însă, conservele au un nivel ridicat de sare și conțin BPA, o substanță chimică care poate interfera cu tiroida și funcția de reproducere atât la bărbați cât și la femei, potrivit multor studii, relatează click.ro.